prieteni, astăzi voi încerca să răspund la o întrebare care nu este adresată adesea preoților. Cu acatistele, ce sunt acatistele și cum se scriu corect acatistele? Aici avem de-a face cu o ușoară confuzie și parcă ne este rușine să adresăm problema ignoranței. Deși n-ar trebui să ne fie rușine de propria ignoranță decât în momentul în care ne-am ignora-o. Acatistul este o rugăciune, de fapt și de drept, o construcție de rugăciuni de foarte timpuriu, prezent în biserica noastră, de foarte timpuriu. Cuvântul acatist înseamnă asta în picioare. Rugăciunea acatistului, de regulă, adresată fie Mântuitorului Hristos, fie Maicii Domnului, fie Sfinților, astăzi, în timpurile acestea, există un interes deosebit de a așeza în scris, în felul în care un acatist conține înșiruite rugăciunile, spre exemplu, vieți de sfinți. Noi avem seară de acatist la biserica noastră, în fiecare miercuri seara, acatistul Sfântului, o înșiruire de rugăciune alcătuită din icoase, din condace. Nu vreau să intru în detalii aici despre ce înseamnă icos sau condac. Rugăciunile acestea, de foarte timpurii, spre exemplu, acatistul Maicii Domnului, prezente foarte de timpuriu în biserica noastră, arată o devoțiune deosebită a noastră, pentru că ele de regulă se spun între celelalte servicii sau laude ale bisericii. Știm că avem 7 laude pe care în jurul, din ciclul zilnic al bisericii, ciclul de rugăciune al bisericii, acatistele acestea fac parte, stimulează, întrețin viața efervescentă, viața noastră lăuntrică, oarecum efervescentă, mai ales în relație cu, să zicem, anumiți ființi cu care dorim să cultivăm o anumită prietenie. Acatistul, să știți că nu este nici pe departe lista aceea de nume pe care credinciosul o așează în scris și o aduce la biserică, știu, cu ofrande, un de lemn, tămâie, știu ce alte ofrande aduce, lumânări. Nu, acela nu este acatist. Acela este pomelnic. Iar un pomelnic scris, pentru că rugăciunile acatistului, fiind vorba de rugăciunile unui acatist, sunt pentru cei vii, cerem unui sfânt să ne ajute într-o anumită situație, să ne împlinească o anumită dorință. Mă rog, pe acatist, pe pomelnicul care se dă în contextul acatistului, sunt trecuți doar cei vii. Sunt mai multe tipuri de pomelnice sau de liste de nume pentru care, ale unor persoane, ale persoanelor pentru care ne rugăm. Ama, putem fi puriști, există modalități diverse de scriere a ordinii, a numelor respective, n-aș vrea să intru în detaliu. Aveți pe cineva pentru care trebuie să și vă rugați, scrieți-le, aveți prieteni, familie, cunoscuți, oameni la nevoie, în suferință, scrieți-le numele, nu vă întrebați dacă ați scris ordinea corectă. E vorba de pomenirea numelui acelui om în contextul unei rugăciuni în care cerem ceva pentru el. Acatistul nu este pomelnic. Pe curând, prieteni!